Cristina Prigoana a vorbit despre o mare durere pe care o are în suflet. Faptul că n-a putut fi alături de bunicul ei în ultimele clipe. Tânăra și familia ei nu mai aveau nicio treabă cu Silviu Prigoană, iar ca drept dovadă cel din urmă nici nu i-a anunțat de moartea și de mormântarea lui Vasile Prigoană. Cristina și tatăl ei au suferit enorm pentru că nu l-au putut vedea pe acesta pentru ultima dată. Bruneta și-a dus aminte că obișnuia să-și vadă bunicul pe ascuns, când acesta o suna să vină la el la poartă. La acea vreme, Vasile Prigoană locuia în casa lui Silviu. Nu mai exista nicio relație între noi ca familie, tocmai pentru că nu a existat o relație cu unchiul meu. Silviu Prigoană. Înainte de deces, nici măcar nu știm care era starea lui. Bunicul nu și-ar fi dorit să rupă relațiile cu familia. Mă suna pe ascuns să vin la poartă. Bunicul și-ar fi dorit o înmormântare cu toată lumea. Cristina Prigoană a recunoscut că ține legătura cu Adriana Bahmuțianu și că este de părere că tot ce îi se întâmplă jurnalistei este total nedrept. Nepoata lui Silviu Prigoană i-a promis vedetei că este alături și că familia ei o sprijină dacă ea are nevoie de ceva. Cu Adriana vorbesc constant și de mult, nu doar acum. Știți, e obosită. Nu știu ce cuvinte să folosesc. Eu nu sunt mamă și nu pot decât să-mi imaginez prin ce trece. I-am spus că îmi pare rău pentru ce se întâmplă. I-am spus că dacă o putem ajuta cu ceva să fim alături de ea, noi suntem. Noi știm că ceea ce spune ea este adevărat. Am știut și cât timp erau ei în războiul lor din casă. Nu ne-am amestecat fiindcă era căsnicia lor, familia lor. Adriana nu a fost intenționată să facă circ, doar a vrut binele copiilor. Din punctul meu de vedere, copiii sunt la o vârstă la care sunt ușor influențabili. Nu înțeleg miza și de ce. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.